cu cine credeți că sunt aici? Hello. Scumpa mea, am venit în oraș ca să facem cumpărături. Să-și ia Erica papucei pentru școală și câteva hăinuțe. Și acum suntem la McDonald's. Da. Ne-am comandat ceva de mâncare. Azi. Pentru Erica am comandat, că eu nu o să vreau nimic. A? Și pentru copiii de acasă. Da. Hai să vă arăt ce am luat cu 173 de lire de la Primark. Primark! Am luat pentru copii, în mod special, hăinuțe. Mai ales pentru Ilie și Erica. Pentru că Ilie a crescut și a rămas fără... Și nu Maria îmi luat ceva. A luat pentru Maria acest minunat compleu. Wow, so cute! Wow. Ia vezi, Maria, îți vine? Pullover, da. Crosuțe. Abia încât să o îmbrac pe Maria. Sunt 12 lire. Multișor, da. Am luat sneakers ăștia pentru Erica, să-i poarte la școală, da? Pentru sport. Ăștia sunt 12 lire. Am luat șosete pentru băieți de la Kappa, albe, că lor le plac șosetele albe. Așa. Uite, Maria, ce ți-a luat mami! Maria Stitch! Îți place? Stai, stai ca să nu murdărești căciulița cu ketchup. Ia să punem, să probăm. Să vedem cum stă la fetiță. Maria Stitch. Uite acolo la cameră. Stitch. Super! Wow. Asta este 5 lire. Mult. Mult, mult. Pentru băieți am luat așa căciulițe. Pentru că eu mereu cumpăr căciulițe pentru băieți. Hai. Și ei știți ce fac? Le pierd. Hai. Ei își pierd căciulile la școală. Am luat ciorapi pentru mine. Care sunt 4,50 lire, 3 bucăți. S-au scumpit la primar. Să știți că s-au scumpit cam toate. Am luat șosete pentru Erica. 2,80 lire. Astea le-am luat pentru școală. Ca să aibă ea ce purta. Așa arată. Și sunt aici 10 perechi cu 2,80 lire. Nice. Zic eu. Ne-am luat pentru mine o fustiță pe care am găsit-o la reducere. Și a costat. A costat doar... Asta era 3 lire. 3 lire, da. Și asta este a lui Erica. Denim parte peste parte. Maria, asta este a lui Erica. El Erica e. Erica, este Erica, dar poate Erica se îndură de sora ei și ea e una și ea e una. Ce spui, Erica? Am găsit și fusta asta pentru mine, care este foarte drăguță, mi-mi place tare mult. E 10 lire a costat, la reducere. Am luat-o, ea de fapt costa undeva la 18, costa 18 lire și am găsit-o la reducere cu 10 lire. Îmi place, mi-a plăcut-o, de mult o așteptam la reducere și Dumnezeu mi-a făcut parte și am găsit-o la reducere. Am mai luat o fustă groasă, da, majoritatea cu 10 lire. Am luat pentru Erica un compleu din ăsta cu pantalon de training și pullover să ia la sport, la școală. Ăsta a costat 40. 12 lire. Bun. Am luat și acești pantaloni de training pentru Erica. Scrăpați așa într-o parte. Ăștia sunt 8 lire. Îi poate purta și la școală pentru că sunt negri. Mama, dar Erica are pantalonii aia. Asta l-am luat pentru Ilie, la fel, ca să-l aibă la sport, când face la școală sport. Îți place, Ilie? Da. Da? Asta le pierd. A costat 8 lire. Nu e atât de mult. Nu e atât de mult, nu? A doua căciuliță pentru el. Nu. Deci, ce băia frumos a mea. Așa. Am luat blugi, pentru că... noi mergem la biserică duminica și băiatul ăsta, când a crescut, nu mai aveam ce să îmbrăca la biserică, așa că am luat vreo câteva piese. It's yours? Yeah. No, it's Ilie's. A
A doua pereche de blugi, asta este pentru Enoch, e de 3-4 ani. 9 lire sunt ăștia. Și ăștia sunt 6 lire. Da, mama. Am luat pentru Erica ghetuțe, ca să poarte la școală, care au costat 13 lire. Și pentru mami, la fel, ca să meargă la școală, ale mele au costat 18 lire. 18 lire mult! Am luat tati ceva, ca să nu se supere pe noi, o căciuliță, ca să poarte la muncă, când o să fie fric, să pună la urechi. Pentru Ilie, altă pereche de blugi, așa, 10 lire au costat ăștia. Și încă o pereche de blugi. Pentru Ilie, mami, a dat puțin. Ăia sunt tot 10 lire. Și am mai luat un hanoraz pentru Ilie. A costat 3 lire 50. Îți vine? Îți vine și Marie pantalonul de Ilie. Asta am luat de la Primark cu 173 de lire. Nu stai tăi, mami, este pentru Ilie. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, apăsați butonul de like și subscribe. Și scrieți în comentarii ce articol v-a plăcut cel mai mult și dacă vi se par ieftine, mici prețurile de la Primark sau dacă în celelalte magazine pe aproape sau mai mult. Deci ăștia sunt... asta e prima pereche de blugi. Hanoracul e puțin mic, dar o să-l poarte până îi rămâne mic, pentru că nu-i problemă. După aceea o să-l poarte Enoch. Happy? Așa sunt fine blugii, doar că aici mai trebuie să strângi puțin. Au pe dedesubt, au din ăsta, nasturile ăsta special și elasticul, care te ajută să-i reglezi mai mici sau mai strâmți sau mai largi. Bun, haideți cu următoarea pereche de blugi. A doua pereche de blugi. Susilie, te rog să ne arăți. Nu sunt la fel. Nu sunt la fel, păi nu, ăștia sunt alt stil. Ăștia sunt super. A treia pereche de blugi. Ăștia cred că sunt cei mai buni de până acum și eu mă gândeam că o să-i vină strâmt. O să-i fie strâmt, dar văd că sunt foarte, foarte frumoși. Mam. Perfect. Acesta este trainingul. Oh, sănătos! Sănătos! Pe care l-am luat pentru sport. Și ăsta este ok, îi vine. Uite, și pe dedesubt este... este flaușat, ca să țină de cald. Așa sunt papucii care i-am luat pentru Erica. Foarte fain, se așează pe picior. Și pantalonii. Și trainingul negru. Ăsta este trainingul Ericăi. Cum e, mami? Confortabil? Ești confortabil, da. Da? Ești confortabil? Dar nu chiar îmi place. You feel comfy, da? Yes. Păi nu-ți place, Elie, că ești băiat, nu ești fată să-ți placă ție ăsta. Vă pupăm și vă lăsăm cu bine. Pa, pa!